Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Sincer, azi dimineață am intrat în baie și am simțit așa în capul meu o primă reacție a șefilor. Mi-am imaginat că primele cuvinte pe care o să le spună o să fie: wow, astea schiftelele cum le făcea bunica mea. Pentru că satisfacția enormă e atunci când omul gustă din preparatul tău să-și aducă aminte de ceva frumos. Am avut o întâmplare în care am gătit o prăjitură și a venit o clientă și a pus ochii pe ea la vitrină și a început să plâng. Deci a fost un sentiment maxim. Era o prăjitură pe care o gătea mama. Mama dânsei decedase și nu mai văzuse de foarte mult timp. În momentul în care a intrat și a văzut-o, a zis: asta era prăjitura pe care mi-o gătea mama. Bineînțeles că și-a luat din ea, dar vă dați seama că e o satisfacție enormă. Rămâi impresionat. Sunt chiftele, nu sunt marinate. Că nu sunt marinate. Ce treabă cu chiftele marinate, sunt doar cu niște sos deasupra. Bă, eu cred că trebuia mai mult sos, dar și mai marinate. Chiftelele marinate sunt cu totul altceva. Bună seara, șef! Bună bine seara! V-am găsit. Cum vă numiți? Mă numesc Dragomir Alis și sunt bucătar. Cum se numesc chifteluțele astea? Au vreun nume anume? Nu, chifteluțe. Chifteluțele mele, rețeta mea proprie, adică nu le iau din cărți. Da. Unde lucrez sunt favoritele, să zic, în top. Aha, stai șef acolo? Nu, sunt doar bucătar, dar eu comand, eu execut. Aha, sunteți singură acolo? Singură, da. Eu îmi curăț zarzavatul, eu îmi spăl vasele, eu decid ce gătesc cu aceste chifteluțe. Când sunt calde în cuptor, vine lumea după miros. La fel și după plăcinte. În cartierul unde lucrez eu locuiește și Liviu Vârciu. A apreciat foarte mult plăcinta mea cu iaurt. A spus că e prima oară cum mănâncă așa ceva și i-a plăcut foarte mult și vine foarte des pentru plăcinte. Și la noi de ce ați venit, doamnă? Pentru că am o fetiță acasă de 11 ani care și-a dorit foarte mulțumesc mult să ajung la șef la cuțite. Deci când vorbesc de ea, plâng, pentru că ea e motivația mea, deci datorită ei am ajuns. Cred că e al treilea an în care își dorea foarte mult să vin aici pentru ea. Și este aici cu mine, ea e susținătoarea mea astăzi. Ești cam mândră de mami? Da, foarte mândră. Nu știu, sper să ia măcar două cuțite, să treacă mai departe. Aș fi foarte fericită. Azi dimineață când am plecat de acasă, mi-a promis să ia cuțitul de aur. Bine, eu îmi știu nivelul, nu e cazul. Dar ea e foarte încrezătoare. Dacă n-a fost pe placul șefilor preparat, atunci asta e. Poate mai încercăm și la anul, nu se știe. Important e că-ți place ție. Da. Asta zic. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.